Iată cum ați văzut în filmul anterior, am pregătit pasta de usturoi. Acum e timpul să pregătim zahărul pudră. Zahărul pudră se obține prin măcinarea zahărului cristală. Bine, acum se găsește, ați văzut în magazine, zahăr pudră măcinat și este destul de scump. Singura problemă este că acel zahăr pudră, nu știu câte firme nu încearcă să profite, se amestece cu un pic de amidon, o cantitate mică mai mare. Ce este problema la acel amidon este că nu este digerabil de către albină și apar diferite probleme. Așa că ar fi de preferat, mai ales dacă aveți stupini mici, să obțineți dumneavoastră zahărul pudră prin măcinarea acestuia cu mașina din aceasta, care face zahăr pudră destul de repede. Eu cu asta am nevoie acum de vreo 5 kg și o să meargă foarte repede. Are o capacitate destul de bună. Și așa încet, încet facem și zahăr pudră. Nu este mare lucru. Merge foarte repede. Și putem face până să se răcească, până să se încălzească mașina. Fac cam un kilogram, după aia las un pic, iar mai fac și tot așa. Facem zahărul pudră. Acum o să apară comentarii că sute de stupi. Bineînțeles, când o să aveți sute de stupi, o să luați o mașină de făcut zahăr pudră universală, e vreo 2000 de lei. Dar până atunci e din astea mai mici. Ne descurcăm foarte bine și cu acestea. Bine, acum am prezentat. Deci fac zahărul pudră, când voi termina, vom adăuga și proteina. Și vă voi discuta mai multe despre proteină în următorul film.